Duminica aceasta, înalt preasfințitul părinte Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, s-a aflat în mijlocul credincioșilor parohiei sucevene Bilca I. Aici ierarhul a săvârșit sfânta liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi. În credința noastră ortodoxă ne silim să-L cunoaște pe Dumnezeu împlinind poruncii Lui, așa cum am mai spus. Mintea trebuie luminată. Dacă avem inima curată, mintea trebuie luminată de credința cea adevărată și de harul lui Dumnezeu pe care îl primim în Sfintele Taine. Chipul lui Dumnezeu din noi lucrează și ne spune șapte, ați apucit în nostru, ce este bine și ce este rău. N-am putut refuza invitația pe care părintele Calancea Gheorghe mi-a făcut-o ca să vin astăzi să slujim Sfânta Liturghie aici la Bilca, împreună cu un alt preasfințitul Pimen, unde sunt oameni foarte credincioși și devotați păstrători ai tradițiilor noastre sfinte din Bucovina. Răspunsurile la strana au fost date de corul mixt al parohiei. În cadrul Sfintei Liturghii s-au săvârșit și două hirotonii. Am participat astăzi la acest ales sobor, rânduit de înalt preasfințitul arhiepiscop Pimen în parohia Bilca, unde ne-am bucurat de atmosfera aceasta înălțătoare și trăirea înaltă religioasă pe care o manifestă credincioșii acestei parohii. Este o parohie tip sau tipic bucovineană, în care oamenii îmbrăcați în costume naționale, păstrându-și portul, limba și graiul. Mulțumesc din suflet înalt preasfințitului Pimen, care a binevenit ca astăzi să se pogoare de la Suceava aici la Bilca, să ne binecuvinteze. Mulțumesc din suflet domnule primar, care este alături de noi, autorităților locale și celor de la școală, care colaborăm în toate acțiunile de păstrare a tradițiilor, a cântecului nostru popular și religios și mai ales a portului nostru. Astăzi avem și noi bucuria, cei mici, să primim binecuvântarea înalt preasfințitului Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, care cu blândețe ne conduce spre calea mântuirii. Avem nevoie acum, când dorim să cunoaștem mai multe, să știm care sunt pericolele tinerilor și cum să ținem dreapta credință. Biserica parohiei are formă de cruce, iar pictura interioară a fost realizată între anii 2009-2012.